Mașina timpului, consiliere și dezvoltare personală la clasa a 8-a. Pentru această activitate veți avea nevoie de instrumente de scris și o coală de hârtie. Vă recomand să puneți materialul pe pauză atunci când vi se cere să răspundeți la întrebări, să reflectați la anumite aspecte sau când aveți sarcini de realizat. Imaginează-ți că ai la dispoziție această mașină a timpului care te poate duce atât în trecut cât și în viitor. În ce moment din trecutul tău și din viitor ți-ar plăcea să călătorești? Ai vrea să te întorci la grădiniță? În primul an de școală? În clasa a 4-a? În primul an de gimnaziu, adică în a 5-a? Alege oricare an vrei tu. Acum, îndreaptă-ți atenția spre viitor. Unde ai vrea să ajungi? În primul an de liceu sau în ultimul? Peste 5 sau 10 ani? Poate chiar mai departe? Alege și de aici un moment în care ai vrea să călătorești. Pentru această călătorie specială, ai nevoie de un pașaport, așa că te invit să iei o coală de hârtie și să îți confecționezi propriul pașaport asemănător cu modelul prezentat. Vei nota datele personale și cele două destinații preferate. Diriginta sau dirigintele tău va semna pentru viza de călătorie. Ai la dispoziție 3 minute să completezi datele în pașaport. Călătorie plăcută! Pe spatele foii vei trasa două chenare. În primul vei nota câteva lucruri pe care le vei descoperi în călătoria ta în trecut. Ce îți plăcea să faci în acea perioadă? Ce știai să faci la acea vârstă? Ce îți doreai să devii? Ce considerai atunci important pentru tine? Aveai atunci un personaj sau o persoană drept model? Pe cine? Acum ai ajuns în viitor, la destinația dorită. Răspunde în 5 minute la următoarele întrebări. Care vor fi interesele, preferințele tale? Ce vei ști face bine la această vârstă? Ce crezi că va fi important pentru tine? Ce sau cine te-a ajutat să ajungi aici? Întoarce-te înapoi în prezent. Analizează răspunsurile din cele două chenare. Deoarece în trecut nu poți schimba nimic, dar cu siguranță viitorul va veni, gândește-te la resursele pe care le ai acum și care te pot ajuta să ajungi acolo unde ți-ai imaginat. Iată ce poți face. Gândește-te la 2-3 puncte tari ale tale. Poți să le notezi sau doar să ți le amintești. Gândește-te la interesele tale, adică la ceea ce îți place să faci, la pasiunile tale sau hobby-urile tale. Analizează care sunt abilitățile tale, adică ceea ce știi să faci sau eventualele tale talente. Acum, gândește-te la ceea ce este important pentru tine la această vârstă. Poți nota pe o foaie 2-3 valori pe care tu le consideri importante. În continuare, gândește-te la modelul la care te raportezi. Care este modelul tău? Acesta poate fi cineva din familia ta, un profesor al tău, o personalitate din comunitatea ta, o celebritate din lumea sportului, a muzicii, filmului, un personaj dintr-un film sau dintr-o carte citită. Poți să prezinți modelul tău și colegilor. Cu siguranță resursele personale te pot ajuta să obții ceva, să faci ceva, să devii ceva. Dorințele tale legate de viitor se numesc aspirații. Acestea se dezvoltă în timp datorită experiențelor de viață și se pot modifica pe parcurs. A fi conștient de resursele și aspirațiile tale te poate ajuta să identifici traseul școlar potrivit și obținerea unei profesii sau ocupații care să îți aducă satisfacții. Succes în construirea visului tău viitor!